Tata! Ultima mea șansă! Mama, se poate să mă duc pe stadion, să mă joc cu băieții fotbal? Nu știu, Albert. Trebuie să-l întreb pe tata. Bine, îl întreb. Tatico, se poate să plec pe stadion? Da, se poate, dar să vii până întunecă. Yes! Andrean, dar unde e Albert? I-am dat voie la stadion. Ah, clar. Oh. Lasă-o să se joace, Cristina. El nu și-a făcut temele, apropo. Când o să le facă? Eu i-am spus să nu stea până târziu. Unde a căzut? Ce e, țăra Cătălina? Unde e mingea mea? Oare să fie căzut în gropă ce mare? Cum să iau mingea? Să-l chem pe tata? Lasă că poți și singur! Tata! Așa, poți singur! Tata! Am să pot, sunt bărbat! Până la ceară de cină! Punem roșii. Da. Cățărătoare? Tata! E bun de asta? Patrat. Nu! O să pierd ocazia. Pământ! Pământ! Am un mos echip. Iază! Ani sunt! Aleluia! Slavă Zidane! Ce-am făcut? Tata! Iată, am făcut poartă, poartă m-a ajutat! Tata! Iasă! Mingea, mă, tata! Să spun părinților! Nu mai pot! Albert! Eu, tata! Unde ai fost? Să te vadă mama! Tata, eu am căzut în groapă la Radu, căci mi-am scăpat acolo mingea! Eu cu gândul că tu ești la stadion, intră în ogradă! Am uitat mingea în groapă! Am ieșit afară, iar mingea a rămas acolo! Hai să aducem mingea! Acolo! Aici am căzut? Da. În groapa aceasta mare? Da, și de asta, de această rădăcină m-am apucat. Și am ieșit.
întoarce-i vești. Stai? Stai? Hai, Albert, ia mingea! Hai, Albert! Hai! Să te vadă, mama, ești murdar! Mama, îți povestesc tot! Ce-ai pățit? Chiar sunt curioasă să aflu ce ai pățit. Hai!